Oameni buni, eu sunt Mr. Ociu, Echifar și fac fapte bune, dar pe mine deja mă cunoașteți, oameni buni, acum mă duc până pe Ugiu. Pentru o bunică ce își crește singură nepoțica. Din proiectul Joia pentru Comunitate, eu am alocat câteva produse de igienă și un ghiozdan cu rechizite. Unde mașina? Aha, bun. Alo. Alo, bună ziua, puteți să coborâți? Sunt față la... Da, bine, cobor. Bine, vă aștept să-l rămână. No, bun, oameni buni, acum coboră. Femeia a solicitat ajutor, orice, așa că am alocat din proiectul Joia pentru Comunitate un... un rucsac plin cu rechizite. Doamna spunea că are o nepoțică de 6-7 ani, ceva de genul ăsta, așa că o să fie numai bine. Să vedem și care ghiozdanul care să se dau. Da, este plin cu rechizite, după cum se vede. Bam! Sper să se vadă. Așa. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Uite, ăsta e pentru tine. Ăsta cu fel de fel de rechizite, o să-ți fie cu siguranță bune. Și o să vă mai pun o plasă cu chestii de igienă. O secundă că mi-am cuiat mașina. Din păcate s-o cam împrăștiat pe aici. Așa, uite. Un pur. Mi s-o rup cutia la ele, din păcate. Dar nu e o problemă că le băgăm în plase. Așa, uite, un săpun. Șampun, pastă de dinți. Uitați! Asta e pentru noi. Vă mulțumim. No, bun. Să fie de folos. Noi vă mulțumim chiar. Toate cele bune. Toate cele bune. La revedere. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumesc mult pentru noi, la fel. La revedere. La revedere. La revedere. Încă o faptă bună făcută. Continuăm. Donațiile, nu uitați. E Joia pentru Comunitate. Am ajuns și în Glodeni, oameni buni. Acum caut adresa, sper să o și găsesc. No, bun, am ajuns. 4 copii, a spus că aveți, așa? 3. Bun. No, bun, 3 copii, atunci 3 ghiozdane care sunt încărcate, să vedem ce este și în ele. Așa, bun. Aici e ok. Asta mi-a încărcat un pic mai greu. Era cu așa, uite, și pulsorii de la Medifan au ajuns și în Glodeni. Pe ghiozdane, direct. Da. No, bun. Astea 3 sunt pentru dumneavoastră. Donațiile astea sunt din proiectul Joia pentru Comunitate și s-a donat de studenții muriți. Mulțumim din suflet. Sănătate vă dorim. Să ne pun, să fie de folos. Mulțumim. Ok, la revedere, toate cele bune. Da, oameni buni, am fost și în Glodeni. Mă îndrept spre Livezeni. Bună ziua. Da, nu prea mă pricep. Nu e problemă. O să uite. Uite, plasa asta, opa. Plasa asta, aici este niște făină, da? Asta. Stai așa să mă uit un pic să nu fie ceva de-a meu căzut pe aici. Am pus în altă parte, dar mâine îmi spui acolo. Așa, am mai făcut o faptă bună în Livezeni. Acum o să plec spre casă, spre Mureș. Încă mai este un ghiozdan cu ceva acolo. Chiar trebuie să mă uit ce este un ghiozdan. Și ghiozdanul ăsta tot aici va rămâne. Nu-s foarte multe chestii, dar-s voluminoase. Așa că o să-i le dau femeii și astea. Iu, chiar la mașină. Da, uite, îți mai dau un ghiozdan tot așa cu donații mixte. Bine? O seară bună îți doresc și toate cele bune. La revedere. No, așa. Numai cheia la mașină, am lăsat-o în ladă de donații. O căutam, tată. Eu.